În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 12, până la final, versetul 27. Am să recitesc versetul 12, apoi versetul 14, pe urmă versetul 18 și voi încheia cu versetul 26 și 27. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea vă mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și am recitit doar aceste versete, deoarece în fiecare din aceste versete arată un nivel sau o categorie de relație în care Domnul Iisus Hristos îi pune pe ucenicii săi că sunt și de asemenea este valabil și pentru noi, cei care astăzi purtăm numele de credincioși, copii ai lui Dumnezeu, creștini sau ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Prima categorie de relație care o descrie aici Domnul Iisus Hristos este relația la care suntem chemați să fim unii cu alții. Apoi este relația cu Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând este relația cu lumea și în final este relația cu Duhul Sfânt, care de asemenea noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că este o persoană, este o persoană divină, este Dumnezeu și suntem chemați să fim în relație cu El. De aici putem să înțelegem simplu, aș putea să spun și clar în același timp că Domnul Iisus accentuează și dacă recitim Ioan și recitim Evangheliile, vom vedea cum Domnul Iisus accentuează mereu acest aspect al relațiilor, al relației în care ucenicii sunt, în care credincioșii sunt. Și de aici înțelegem clar, creștinismul nu este neapărat o religie, deși sunt elemente religioase în el, în ceea ce privește relația din nou cu Dumnezeu. Religie, așa cum am mai spus aici și dumneavoastră știți, vine de la termenul latin, religare, care înseamnă a relega, a relega ceva care a fost întrerupt. A existat cândva, s-a întrerupt și acum este o legare din nou. De aici vine sensul de religie și este căutarea omului după Dumnezeu, de a înnoda din nou legătura cu Dumnezeu. Relațiile sunt foarte importante înaintea lui Dumnezeu. Spunea cineva că Domnul Iisus Hristos a venit nu de dragul unor reguli, ci de dragul relațiilor. Domnul Iisus a venit să restabilească relații. Prima relație care s-a întrerupt, care s-a frânt, este relația între om și Dumnezeu, în urma păcatului adamic. Această relație întreruptă între om și Dumnezeu a dus la frângerea relațiilor între oameni și astfel vedem la prima familie, primul conflict și prima crimă din istorie între Cain și Abel. Și apoi de aici în continuare vedem atât de multe relații frânte. Vedem în zilele noastre de astăzi, poate chiar în familiile noastre, la semenii noștri, la prietenii noștri. Și această stare creează dureri, creează probleme, creează frământări și probabil că nu e nimic care să doară mai mult decât frângerea unei relații. Te doare când ai pierdut niște bani, te doare că ți-ai pierdut sănătatea, dar când se rupe o relație și mai ales o relație strânsă, aceea parcă doare cel mai mult. Și auzi oamenii spunând, mai bine era de pierdeam totul, să fi pierdut casa, să fi pierdut serviciul, sănătatea să fi pierdut, dar să fi putut păstra relația. Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru a păstra relația sau a reînoda relația. Apoi un alt lucru la care aș vrea să încercăm să ne imaginăm că aceste cuvinte nu au fost puse într-o sală așa mare cum este aceasta, de câteva sute până la 1000 de locuri și noi suntem aici un grup destul de mare.
mare de oameni. Și aceste cuvinte au fost rostite de Domnul Iisus într-un grup mult mai restrâns. Au fost într-o sală, o odaie, am spune noi, puțin mai mare decât o odaie obișnuită, dar erau 12 persoane acolo prezente. Era Domnul Iisus Hristos care vorbea la 11 bărbați care erau în jurul Lui. Era în urma evenimentului sau a stării cele mai intime care a putut să fie între Domnul Iisus și ucenici, în seara cinei, după ce Domnul Iisus instituie noul legământ, apoi Iuda pleacă pentru a-și face lucrarea lui și rămâne Domnul Iisus cu cei 11 ucenici. Stă de vorbă cu ei, este foarte aproape de ei. Când Domnul Iisus rostește aceste cuvinte, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Domnul Iisus a putut să privească în ochi la fiecare dintre ei, să vadă reacția lor, să vadă cum primesc aceste cuvinte. Și ei au putut să-și aducă aminte de ceea ce se întâmplase între ei nu cu mult timp înainte. Când Domnul Iisus le vorbește despre plecarea sa dintre ei, despre faptul că el va fi omorât, va fi răstignit, și între ei s-a născut discuția cine rămâne șeful în locul lui, cine va fi cel mai mare. Vedem pe mama unora dintre cei 12, mama fiilor lui Zebedei, a lui Iacov și a lui Ioan, se apropie de Domnul Iisus, spune: Doamne, unul să fie la stânga ta, altul la dreapta ta. Și Domnul Iisus Hristos, când spune astfel aceste cuvinte, cred că privirea lui s-a îndreptat spre fiecare. A fost în acest cadru restrâns, în acest cadru intim, și nu le spune imediat aceste cuvinte, ci avem înainte capitolul 13, o bună parte din el, apoi capitolul 14 și ajungem aici la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos le spune: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Și apoi versetul 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și aceasta este în relație tocmai cu ceea ce Domnul Iisus spunea mai devreme. Care este porunca mea? Să vă iubiți unii pe alții. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și aș dori să privim astfel în cuvântul lui Dumnezeu, în acest context al intimității, în acest context al unei familii, am putea să o numim, în care Domnul Iisus rostește aceste cuvinte. Și primul aspect este porunca iubirii, de a vă iubi sau de a ne iubi unii pe alții. Și Domnul Iisus nu spune pentru prima dată lucrul acesta, ci El mai menționează în capitolul 13 de asemenea această chemare din partea Domnului Iisus Hristos, această poruncă. Eu, spune Domnul Iisus Hristos, versetul 34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Să ne iubim unii pe alții. A iubi este un termen atât de familiar, este atât de cunoscut și adeseori atât de răstălmăcit și abuzat. De multe ori, oamenii spun că iubesc obiecte și le place de persoane. Auzi pe unii oameni spunând, în special aici în America, I love a hamburger. No? I love to drink a cold Coke. Iubesc un hamburger. Dumnezeu a creat obiectele nu să fie iubite, pe oameni i-a creat să fie iubiți. Însă oamenii au inversat. Și inversând lucrul acesta ajung să trateze pe oameni ca pe obiecte. Că ce se întâmplă cu un obiect? Cât îți place de el? Cât este bun? Cât îți place de o unealtă, nu? De o șurubelniță, de, știu eu, o mașină de găurit, de o piesă, un aparat? Cât îl ții în casă? Până funcționează bine, până e la modă, nu? Că se schimbă lucrurile. Nu? Cât ții o mobilă în casă? Mulți dintre noi, să nu zic dintre dumneavoastră numai, probabil că am schimbat mobilierul nu pentru că nu mai era bun,
neapărat, nu pentru că nu mai era folositor neapărat, ci pentru că i-a trecut vremea și a apărut altceva. Și astfel se ajunge ca oamenii să fie tratați ca obiecte. Atât timp cât omul este sănătos, este bun, este în stare de a face ceva, I like him, I like her. Nici nu spune I love him or I love her, I like him. You know? Îmi place de el. Dacă se îmbolnăvește, dacă se scopătează la locul de muncă sau oriunde, ce se întâmplă? Este marginalizat. Lucrul acesta se întâmplă în societate, în ziua de astăzi. Și s-a întâmplat în istorie de-a lungul timpului. Domnul Iisus însă spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Să vă iubiți unii pe alții. Și apoi Domnul Iisus Hristos arată modelul iubirii. Arată porunca iubirii și apoi arată modelul iubirii. Cum, Doamne? Cum v-am iubit eu? Și din nou gândiți-vă, sunt doar ei. Nu este mulțimea de la cuvântarea de pe munte a Domnului Iisus Hristos, este doar El cu cei 11. Se uită la fiecare în ochi și spune, Petru, să-L iubești pe Ioan, să-L iubești pe Iacov, să-L iubești pe Natanael, să iubești pe Iuda, nu Iscarioteanu, să iubești. Cum, Doamne, cum Te-am iubit eu? Și automat cred că în mintea lui Petru au venit gânduri doar în cei 3 ani, cum Domnul Iisus a avut răbdare cu el, a avut înțelegere cu el, cum Domnul Iisus l-a sfătuit, cum Domnul Iisus l-a încurajat, cum Domnul Iisus a fost alături de el, s-a îngrijit de nevoile lor, îi întreabă la un moment dat, ați dus voi lipsă de ceva? Și îi spun, de nimic, Doamne. Să vă iubiți unii pe alții. Am aici această hârtie care am mai dat-o aici în biserică, cu 53 de versete și am mai citat din ea, care vorbesc despre relația unii cu alții. Cea mai frecventă poruncă, dacă vreți, chemare, încurajare, îndemnare este tocmai aceasta, să vă iubiți unii pe alții. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, dar nu-mi place frizura lui. Doamne, dar nu-mi place cum se îmbracă. Doamne, dar nu-mi place piele, culoarea pielei. Nu-mi place cum vorbește. Iubește. Iubește. Duminica trecută am fost la o nuntă și apropo salutări de la Biserica Betania, fratele Luigi Mițoi transmite salutări. Și am spus acolo o întâmplare, care cred că este potrivită chiar în contextul de acum. Soția mi-a dat-o și probabil că unii dintre dumneavoastră știți despre ea. Într-un cuplu care avea un copil, bărbatul începuse să-i umble ochii prin alte părți și să hoinărească la locuri unde nu trebuie și a ajuns să se încurce cu o femeie. Soția a aflat despre lucrul acesta. Și el a arătat față de ea acum o stare de răceală și de respingere. Și îi spune soțului, dragul meu, uite, vreau să facem o înțelegere între noi. Aș vrea pentru următoarele 30 de zile să te porți cu mine așa cum te-ai purtat la început. N-aș vrea ca băiatul nostru să vadă, sau fetiță, ce au avut, nu mai știu exact, ce, să vadă că între noi sunt aceste stări. Poartă-te cu mine așa ca la început. Și el a zis, cum, tu știi cum la început, mai aduceai o floare, îmi vorbeai frumos, mă luai în brațe, mă mângâiai, mă îmbrățișai. Și la început a respins lucrul acesta, asta pe urmă la insistențele a spus, bine. Și a început să facă lucrul acesta, să vină de acasă, de la serviciu acasă, să-i aducă un buchet de flori, să se pună pe sofa, la început la distanță unul de altul, dar când venea copilul în casă, ea întindea mâna spre el și îl îmbrățișa, atunci el se apropia de ea. Și în felul acesta a început să o mângâie, a început să vorbească mai frumos cu ea, a început să-i arate atenție, îngrijire.
Și spre finalul celor 30 de zile, mintea lui, gândurile lui și sentimentele lui au început să se schimbe. Și când a ajuns în ziua ultimă acestei înțelegeri și a spus, am încheiat, nu mai vreau să am de-a face cu femeia cealaltă, mă întorc la soția mea. O iubesc din nou, ca la început, și vreau să trăiesc împreună cu ea. Și s-a gândit să meargă la prietena lui, să-i spună că s-a încheiat, să nu-l mai caute, s-a terminat între ei și face lucrul acesta. Merge la ea și spune, am încheiat, eu n-am să divorțez de soția mea, mă întorc la ea, o iubesc și vreau să închei cu tine. Și atunci ea se enervează, îi trage cu pereche de palme, îi vorbește urât și el pleacă. În drumul spre casă se îndreaptă înspre o florărie și cumpără un buchet mare de flori. Să-l ducă soție și să spună, dragă, am încheiat cu flirtul, am încheiat cu adulterul, mă întorc la tine. Și vreau să trăim fericiți împreună ca soț și soție. Cumpără buchetul, ajunge acasă, sună la ușă, nu deschide nimeni, deschide ușa, intră în living room, nu este nimeni, se îndreaptă, o strigă, nu răspunde nimeni, ajunge în dormitor și acolo ea era căzută jos, moartă. Ea suferea de cancer foarte agresiv și într-o stare foarte înaintată. Și doctorii i-au dat cel mult 30 de zile. Cel mult 30 de zile. Și ea a murit în a 30-a zi. Să-l vezi atunci pe acest bărbat, câtă durere, câtă remușcare, câtă părere de rău, cât regret. Și-a dat seama ce prostii mare a făcut. Acum, când dorea să o iubească și să fie împreună cu ea, ea nu mai era. Și uneori așa se întâmplă în relațiile între oameni. Nu-ți dai seama de o binecuvântare de la Dumnezeu, fie că e vorba de familie, soț, soție, părinți, copii, biserică, loc de muncă, decât atunci când ai pierdut. Porunca Domnului Iisus este de astăzi să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, zice Domnul Iisus. Nu cum ne-au iubit părinții, nu cum ne-au iubit alții, ci modelul iubirii e cum te-a iubit Iisus. Dar vreau să spun ceva, care cred că este foarte important. Nu poți să iubești ca și Iisus dacă n-ai simțit iubirea lui Iisus. Numai un credincios născut din nou, care a simțit iertarea păcatelor, care a trăit eliberarea de sub puterea celui rău, care a trăit părtășia cu Domnul, înțelege ce înseamnă dragostea lui Iisus. Un om din lume nu poate înțelege, el nu poate primi, pentru că el nu o cunoaște. De aceea, dacă ești aici în această seară, te îndemn în primul rând, caută să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, să-I cunoști dragostea Lui. Să-I cunoști bunătatea Lui, să-I cunoști mângâierea Lui, să-I cunoști cât este El de bun, să privești în ochii Lui. Chiar dacă El este în ceruri și nu poți privi ca și ucenicii, dar prin credință poți să-L vezi și prin ochii credinței poți să-L vezi în Scriptură că El te iubește. Pentru că El spune apoi în al doilea rând în relația cu El, voi sunteți prietenii mei. De ce suntem prietenii Lui? De ce a spus ucenicilor că sunt prietenii Lui? Pentru că le-a descoperit planul Lui, le-a descoperit voia Tatălui, le-a descoperit lucrările Tatălui. Dacă ești aici în această seară și L-ai primit pe Domnul Iisus în inima ta și ai citit Scriptura, aici sunt lucrările lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. El ți le-a descoperit și poți să te numești prietenul Domnului Iisus Hristos. Ce favoare!
Ce har! Cel care e creatorul universului să vină să spună, să te bată pe umăr, să spună, hey, you are my friend, ești prietenul meu, și tu să tresare. Tu poate până acum ai gândit la Iisus sau la Dumnezeu doar ca la împăratul mare, puternic, care e la distanță, supărat, mânios. Nu. El este împărat, dar El este prietenul tău. Vrea să fie prietenul tău. Se spune că împărații romani aveau un cerc de prieteni. Și cum era în timpul acela că erau stăpânii de sclavi și sclavii, acești prieteni ai împăratului, ai cezarului, erau singurii care aveau acces la cezar dimineața. Dimineața de vreme ei puteau să intre în compania cezarului, să fie în prezența lui, să stea de vorbă cu el, să discute ce subiecte vroiau ei. Și ei veneau și se apropiau de cezar, li se deschidea ușa și robii stăteau la distanță. Ei doar priveau la ceea ce se întâmpla în salonul oval, dacă vreți, în terminologia de astăzi, la intimitatea care era între rege și prietenii săi, la zâmbetele, la râsetele, la discuțiile, la părtășia care era acolo, la prietenia care exista între ei. Ei doar priveau și nu aveau parte de ea. Uneori, parcă așa suntem și noi, privim de la distanță. Nu, Iisus vrea să intre în prietenie cu tine, să fie aproape cu tine. Însă este o condiție. Dacă păziți ce vă poruncesc eu. Și El spune mai sus, iubiți-vă unii pe alții. Știți că unii cred că pot să fie prieteni cu Iisus și dușman cu frații? Sau cu surorile? Nu se poate lucrul acesta. Nu. Prietenia cu Iisus e legată de iubirea noastră unii față de alții. Amin. Este acest proces. Pentru că pe Iisus toți ar vrea să-L aibă prieten. Când privești la puterea Lui, la măreția Lui, la autoritatea Lui. Dacă ai nevoie nu să-ți rezolve cineva, sau ai nevoie de să se rezolve o problemă și știi pe cineva care poate să ți-o rezolve, cauți să te faci prieten cu el. Cauți pe prietenul lui, ca să ajungi la el. Nu e nevoie să cauți pe prietenul Domnului Iisus Hristos, ci poți să fii direct prietenul lui Iisus. Ai acces direct la el. Dar este o condiție aici. Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Ce fel de prieten este Domnul Iisus Hristos? În cartea Proverbelor spune, există un prieten care iubește oricând și nenorocire ajunge ca și un frate. El este un prieten care iubește. Este un prieten care e gata să te ajute. În Biblie spune, cine își face mulți prieteni, își face spre nenorocirea lui. Nu este important să ai mulți prieteni, nu este important cât de popular ești, ci este important să ai prieteni adevărați. Prietenul adevărat este sincer cu tine. Iisus, ca prieten adevărat, nu le spune ucenicilor, veniți cu mine și o să fie numai bine, numai flori, numai trandafiri fără spini, numai soare, nu. Ci le spune mai departe, voi sunteți prietenii mei, voi sunteți chemați să vă iubiți unii pe alții, dar atenție, dincolo de zidurile acestei săli, acestei case, este o lume care vă urăște. O lume violentă, o lume plină de cruzime, plină de răutate. Și era cuvântul dimineață, noi suntem în lume, dar nu aparținem lumii. Chemarea noastră este să dezvoltăm relația cu Domnul Iisus Hristos. Dezvoltând relația cu Domnul Iisus Hristos, aceasta ne va ajuta să dezvoltăm relația unii cu alții. Și aceasta ne va da putere în fața ostilităților.
a violențelor acestei lumi. Lumea de afară și societatea americană nu mai este o societate prietenoasă nici cu familia, nici cu biserica, dar nici cu Dumnezeu. Pentru că dacă e ceva care prețuiește Dumnezeu, sunt aceste două instituții fundamentale, familia și biserica. Iar dacă e ceva împotrivă la ce luptă societatea de astăzi, chiar prin forțe guvernamentale, e familia și biserica. De aceea, Domnul Iisus Hristos spune, pe voi vă vor urâ pentru că m-au urât pe mine întâi. Unii dintre dumneavoastră, în special cei care ați venit înainte de anul 89, 1989, ați venit aici în Statele Unite cu acest gând al libertăților religioase. Și nu e de condamnat că, într-adevăr, acesta a fost un gând nobil. Gândul de a crește copiii în libertate, în frică de Domnul. Gândul de a închinare înaintea lui Dumnezeu într-un mod liber. Visul acesta nu se mai împlinește. Din nefericire, copiii noștri la școală sunt învățați tot mai mult împotriva ceea ce este Dumnezeu și valorile arătate în Sfânta Scriptură pe care le prețuiește Dumnezeu. Tot mai mult. De aceea tot mai mult pe umerii noștri ca părinți este responsabilitatea să învățăm pe copiii noștri frica de Domnul. Să învățăm pe copiii noștri adevărurile fundamentale. Să punem la temelia copiilor noștri o fundație solidă care este Domnul Iisus Hristos. Nu mai aștepta școala, nu aștepta grădinița, nu aștepta televizorul. Nu, ci noi suntem chemați să o facem. În relația dintre noi e chemarea să ne iubim unii pe alții. În relația cu Iisus e chemarea de a fi prietenii Săi. El este un prieten sincer, El este un prieten adevărat, El este un prieten autentic, El este un prieten care protejează, care păzește pe cei care sunt prietenii Lui. În relația cu lumea, tot mai mult trebuie să ne dăm seama că lumea de afară este o lume rea și zace în cel rău. Am avut obiceiul să spun, nu lumea ca oameni, ci ca forme de organizare, ca instituții, însă formele de organizare și instituțiile sunt conduse de oameni. În final, Domnul Iisus Hristos spune, vă trimit Mângâietorul, vă trimit Duhul Adevărului, vă trimit Paracletul, care să fie cu voi, care să fie în voi, care să fie peste voi. Pentru că nu poți iubi fără prezența Duhului Sfânt în viața ta. În Roman capitolul 5 spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre.